Băieții dispăruți se cunoscuseră cu doar câteva luni în urmă. Au devenit colegi de clasă și totodată foarte buni prieteni. Miercuri, 21 ianuarie, în jurul orei 15, după terminarea orelor de curs, au plecat împreună și nu s-au mai întors. Părinții, împreună cu poliția, îi caută și speră să-i găsească înainte ca minorii să pățească ceva. Polițiștii, Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, împreună cu polițiștii din toată țara, continuă activitățile de căutare. Aceștia au fost căutați în zone de cazare din apropierea gărilor. Au fost căutați în zone de stâni. Au fost căutați în toate locurile posibile în care aceștia puteau să se ascundă. În ziua în care au dispărut fără urmă, cei doi minori erau îmbrăcați în geci negre și în blugi. Înălțimea lor variază între 1,40 și 1,50 metri, iar greutatea este cuprinsă între 40 și 45 de kilograme. Reamintim faptul că orice informație care ne este furnizată este verificată. Până acum, nicio informație pe care am primit-o nu s-a dovedit a fi reală. De aceea, recomandăm tuturor celor care ne pot ajuta să acționeze cu maximă responsabilitate. Persoanele ce pot oferi informații care să conducă la găsirea minorilor sunt rugate să sune la numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.